În primele 9 luni ale anului, un bărbat în vârstă de 53 de ani a sunat la 112 de 364 de ori. Toate apelurile au fost non-urgente sau apeluri abuzive. Două dintre motivele bărbatului au fost poștașul care a întârziat cu pensia și faptul că un cuib de barză a fost mutat de către primărie. Bărbatul a sesizat că ar fi primit un bilet de trimitere de la medicul de familie, unde vârsta i-ar fi fost completată greșit. Bărbatul a sesizat și faptul că factorul poștal ar fi întârziat să-i aducă cuponul de pensie. De asemenea, acesta a sesizat și că primăria ar fi modificat un cuib al unei berze de pe un stâlp de electricitate. Cu toate că bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional și avertizat cu privire la folosirea serviciului de apeluri de urgență, astfel de apeluri se înregistrează constant. Reamintim că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viața unei persoane aflate în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor. Legislația din România prevede că alertarea falsă a agenților specializați de intervenție se pedepsește cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei sau prestarea de la 200 la 400 de ore de activități în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe poate fi sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu până la 2.000 de ore de muncă în folosul comunității. Polițiștii vă reamintesc că apelarea prin Sistemul Național Apeluri de Urgență 112 trebuie făcută numai în cazuri de urgență, care necesită intervenția promptă a structurilor de poliție pentru soluționarea evenimentului. Este important ca, indiferent de situația în care vă aflați, să vă păstrați controlul și să răspundeți la întrebările pe care vi le adresați operatorul serviciului de telecomunicații speciale sau al dispeceratului de poliție. Pentru a scurta timpul de culegere a datelor necesare, efectuării intervenții de către structura competentă. Nu abuzați de acest număr de telefon fără motiv real, relatează mesajul.ro.